Handbalistele de la Cetate Deva continuă evoluția oscilantă în campionat, unde un joc bun cu un rezultat pe măsură este urmat de o evoluție catastrofală, încununată de o înfrângere. Așa s-a întâmplat și ieri în etapa a 18-a la Râmnicu Vâlcea, unde Cetate Deva a pierdut meciul la o diferență de doar 2 goluri, scor 30-28. Însă putea fi mai rău pentru fetele antrenate de Ioana Nisenocico, care au fost conduse și cu 8 goluri diferență la pauză, dar și până în minutul 48, când tabela indica scorul de 28-20. Rămase fără antrenorul Ioana Nisenocico, care a acuzat probleme medicale, Cartaș și colegele sale au avut o tresărire de orgoliu, reușind să egaleze situația de pe tabela de marcaj, scor 28-28. Nu, nu reușește nici acum să marcheze. Foarte bună intervenția pentru Mișković. Atacă pentru egalare Deva. Și egalarea intervine în minutul 27:30, gol înscris de Ana Maria Simion. Însă doar atât. Finalul a aparținut fetelor de la HCM Râmnicu Vâlcea, care au mai marcat încă 2 goluri, suficient pentru a trage de partea lor victoria și implicit cele 3 puncte care le-au propulsat pe mult râvnitul loc 8, ultimul care duce în play-off. În ceea ce îi privește pe suporterii hunedoreni, CSM Cetate Deva rămâne pe locul 10 cu 18 puncte. În aceeași runde s-au mai înregistrat următoarele rezultate: HCM Roman, Universitatea Neptun Constanța, 27-20, Dunărea Brăila, SCM Craiova, 26-25, HC Zalău, U Cluj-Napoca, 32-26, CSM București, CSM Ploiești, 32-23 și Mureșul Târgu Mureș, Unirea Slobozia, 26-37. Partida HCM Baia Mare Corona Brașov se va disputa miercuri 11 februarie. Lider al clasamentului este HCM Baia Mare cu 48 de puncte și un joc mai puțin disputat.